Consiliul Județean este asaltat de cereri de acordare de sprijine financiare, mai ales după ce în luna mai primarul Nicolae Barbu a anunțat că sistează aceste sprijine. În fiecare săptămână la Consiliul Județean vin persoane sau reprezentanții unor instituții giurgiuvene care depun solicitări pentru anumite sume de bani, numai că nu toate pot fi onorate. Despre această situație a vrut să afle și consilierul județean Constantin Buduru, numai că răspunsul primit nu a fost unul satisfăcător. Putem avea o situație cu solicitările de sprijin financiar care a intrat în Consiliul Județean pe anul 2013, cele și soluționate și nesoluționate, ca dată de intrare. Putem avea o situație la ședința următoare? Nu. Vi le-am prezentat aici pe toate. Aveți toate proiectele transmise. Ce mai nu, toate solicitări, dacă există cazuri intrate și respinse sau, mă rog, la anumite situații. Păi sunt foarte multe, de exemplu, vin oameni care spun, n-avem ce să... N-am bani de mâncare. Nu putem să dăm sprijin financiar decât în baza legilor în vigoare. Da? Deci nu avem bani pentru ajutoare atât timp cât noi... Nu, eu n-am cerut o situație, Sunt 1000 de cereri, între care 300 rezolvate, 300 în așteptare și 400 respinse. La modul ăsta am pus problema. V-am spus, o să vă spun câte solicitări au fost, câte am aprobat, o să fac o informare. Așadar, la Consiliul Județean sunt depuse peste 500 de solicitări de acordare a unor sprijine financiare, iar multe dintre ele așteaptă o rezolvare de luni de zile. Dar, după cum spun reprezentanții Consiliului Județean, solicitările depășesc fondurile disponibile, așa că nu au cum să dea la toți.